Salut, dragi, și bine venit la un nou episod. Data asta Beci citește pe sub. Beci, vreau să faci un anunț, dacă vreți. Puteți să dați și acolo un follow, că citește așa seara pe... Păi ce am uitat să vă spun, că noi să părăsim acest server, dumneavoastră nu play. De ce? Că eu nu mai stau atâta ore că să fac un caca și ceva de 1000 de ceva de 1000 ceva de, adică să zicem, adică cum a intrat eu, am băgat banii bancă, spre când i-am pierdut pe toți. Mi-a dat 2K, 2000 mi-a dat acel băiat. Și unii zice după dumneavoastră că tu, de ce nu folosești contul tău? Că mi s-a a fost atunci când v-a explicat, trebuie să nu mai băbesc capul. Ușor, ușor. Atunci mi-a fost furată, cum să vă spun eu, mi-a fost furată contul de Steam atunci. Și acum l-a recuperat. A dat etichet la ăștia de la Steam. Ia ce s-a întâmplat. Ia scutare, mi-a recuperat contul, după ce mi-a recuperat contul, după ce mi-a cumpărat, am fost un pic bucuros, ca să am intrat și eu pe TS2, după ce am intrat pe TS2, știți că filmarea care cu străinul ăla, știți că era străinul ăla, adică mi se pare că avea, eu nu m-am uitat deloc pe la el pe, m-am uitat pe la el pe canal să văd ce se întâmplă. Văd că a luat bani, motivul că ai că da, auto driving, ai că da, de prostie. Bă, frate, să mă joc pe alte servere beții de 5V, o să mă joc să mă joc pe alte servere, unii mai ok, oricum n-am grad. Dar acolo fac un server și gata, băieții. Dar măcar să, dacă nu e cu chat-ul așa, cu culoare, îmi pare rău, băieții, că oricum trebuie să fac chat-ul cu culoare la 5V și durează foarte mult. Și dacă nu, o să plătesc eu acolo minim, acolo 20 de euro, minim acolo 10 euro pentru băiat. Să-i rog pe ăștia de la Skating să facă și pe un server și să-i intră cu toții pe serverul nostru. Eu o să fiu fondatorul cel mai mare. Eu decid cine primește mai mult grad pe 5V. Nu așa pur și simplu că un copil a venit peste mine și a zis, m-a sunat. Dai-și pie helper, dai-și pie cofondator, dai-și pie polițist, dai-și pie hitman, dai-și pie cutare, dai-și pie cutare și s-a făcut în bază de date, s-a făcut. Cum e asta? O să ți scot polițistul, ți scot, dar niciodată, dacă ceri helper, niciodată. Să fie clar, frate. Asta vorbesc eu cu aia care sunt cofondatorii, aia trebuie să n-are acces ca să dea de asta bani, n-are voie. Să fac un regulament, să fac și eu de astea,
să fie super, super ok. O să mă joc pe un server așa, să mă distrez și obiectii. Cum să spun eu? Dacă vreți să intrați pe, aveți, scrieți acolo Twitch, dacă aveți canal de Twitch. Nu uitați, lăsați acolo comentarii dacă vă place. Și dați voi acolo follow, hai să facem și de câțiva mulți followeri pe Twitch. O să fac zilnic live pe ăsta, dragi, o să nu mă las, o să fac episoade pe YouTube. Pe aici am făcut 2000 cât? Am făcut noi live de 2000 cât? Stai așa, bici. Stai, bici, să facem un calcul pe câți ani am făcut eu noi live. Ia să vedem. Intră și noi aici. Hai să ne amintim vreme bune când aveam ceva persoane și acum nu am nimic. Mă amintesc când am făcut 2000 2000 2000 cred că 2020 cred am făcut eu. Stați bine că trebuie să fac ceva aici. 2000 și ceva am făcut un live cu 5V, dar băieții care sunteți pe 5V, eu dacă decid, văd că 2000, stai așa, stai așa, cât, 2000 cât? 2019. 2019. 2000, 2019. 2020. 2019. 2019, pe data de am făcut foarte, foarte ok. Nu că zice mie că unul băiat acum 9 luni a fost Betty MS pe un server. Pe serverul. Stai așa, pe ce server era noi atunci? Eram pe un server care era pe un server foarte ok în 2019. Era MS pe era foarte ok. Vă mulțumesc foarte mult, băieții, pentru respectul vostru față de voi. Eu am intrat atunci pe 2019. Vă mulțumesc foarte, foarte mult de respect. A fost cum să vă spun eu 17 februarie 2020, acum 2 luni. Acum 9 luni. Aici a fost cum să vă spun eu. Scuzați că sau de așa. Am fost pe. Am amintesc când am făcut. Când am pierdut o grade de. Eu ca prostul, eu dădeam grade la copii mici care de. Mai bine spus, de țâță. Eu sunt cu ce.
Am fost merge pe 2000 așa, cu ce? 17 octombrie. Nu octombrie 2019, aproape 2020. A fost MS. Nu uitați, lăsați acolo comentarii vecini dacă vă place. Și atunci când am făcut live pe acum virtual ani, acum un an, îmi pare că 2019, da, să luăm și el, văd că a avut niște băieți care era super ok. Și era atunci pe un server care, cum să vă spun eu, a început să, cum să vă spun eu, atunci eram pe serverul la vurturi. Vă mulțumesc foarte mult pentru aproape 100 o seama de like-uri. Vă mulțumesc foarte mult, băieții, vă mulțumesc foarte, foarte mult de respect. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Eu am avut atunci 23 de ani. Atunci, băieții, 23 de ani. Dacă vorbesc așa, că e așa se vorbesc eu. Așa vorbesc eu, că nu sunt moșineac sau ceva, băieții. Nu sunt moșineac deloc. Vă mulțumesc foarte mult pentru 108 like-uri. Vă mulțumesc foarte mult. Și aia care sunt dislike-uri, nu contează dislike-uri, băieții. Și am jucat meci pe atunci pe Doom în România. Și este băieți, ce crezi că a făcut băieții? Ce crezi că a făcut? A început să, cum să vă spun eu, ca să fiu mai explicit, a început să, eu am vrut să duc și eu banii la bancă, îți pare? Ia. Ia. A fost foarte ok eu. Și când, cum să vă spun eu, a fost foarte ok. Vă mulțumesc foarte mult pentru respect, băieți. Pe sub, pe orice server, băieți, să intru pe ce server vă joc eu. A fost, a fost pe un server care, cu ce, mă pre toți copiii să fac promovare gratuit și eu nu vreau, frate. Eu nu vreau, frate, pe să am bani să fie gratuit. Știi ce zic? M-am uitat când a fost pe prima dată pe serverul RageBP. M-am uitat bine. Când a fost pe RageBP. Acum 2019. Septembrie 2019. A fost pe serverul ăla, cum cheau, nu știu, pe Lin. Mie mi-a plăcut serverul, să știți, băieți. Mi-a plăcut foarte mult. Serverul Range. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a dat și un mi-a dat și un Audi sau BMW. Aveau niște bani. Dacă trebuia să te duci să ții mâncare de magazin, să faci, nu știu dacă era, dacă e foarte greu să faci un server de RageBP, să știți, băieți. E foarte greu. Apăsăm, eu ca fondator, eu aveam, cum să vă spun eu, eu aveam o grămadă de chestii. Puteam să dau și bani, dacă vreau. Pe Rage, nu e așa de simplu, băieți, pe Rage. Nu e așa de simplu. Hai, țapa că am făcut un server, după ce am făcut un server, intrați cu toții, cu tare, cu tare. Ia. Văd că, cum să spun eu,
Mă amintesc când a fost medic. Și a fost prima dată, v-a arătat băieții un tutorial cum se instalează cum se instalează SAMP-ul. Cum să răscați și să andrați pe pâcul tău. După ce după ce a durat foarte puțin, băieți. A descărcat sampu, a descărcat cu tare. Nu vă uitați la ăla, că la ăla cu la aia de Fabio, că nu era aia pornită, să știți, băieți. Și aici a fost scuzați-vă. M-am zis când am jucat pe acum 26 august acum 2012 a fost m-am zis când am făcut live pe ETS2 a avut cum să vă spun eu, a avut 2020 a fost. Văd că se respectă episoade, se respectă, respect. Și aici a fost pe cum să vă spun eu, a spus la giveaway băieții că dau mașina tot, că motivul de ce a dat. Și ăla cu ce a avut acolo la giveaway a dat mașina, a dat și chiar contul, tot. Că a fost mă amintesc când a fost acu 2 februarie 2019 a fost pe Underground, pe un server Underground, mă amintesc eu, a fost pe Underground, pe Zentix, pe Minecraft, că mai nevat că unii la curbe m-a călcat pe șireturi. Vă mulțumesc foarte mult pentru băieții de respect față de voi, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Dacă vreți, băieții, să mai facem alte episoade, nu uitați să facem și acolo 50 de like-uri ca să fiu și eu la un nivel mare. Și vă promit că vreau să a fost pe un server care a fost Kidman. Eram Hitman eu, adică omoram lumea în joc. Adică eram... Mă spune că nu era Hitman, era altceva, băieți. Era altceva. Era... cum să vă spun eu... Era... Mă amintesc când am jucat 2019 pe 2019 am făcut 676 de abonați. A crescut ca lume, așa, bine rău. Eu nu știu dacă jucam eu cu boții, bății, atunci. Nu jucam cu boții, jucam cu playerii. Băi, băieți, pe live, vrei să... Băieți, scuzați-vă după live, scuzați-vă. Băieți, pe episod. Vreți să faci un server de global ofensiv? Adică să e free, dar... Încă și acolo să ne jucăm, dacă
Dar nu știu dacă de voie. A făcut la promovare. Aprilie. Cred că a făcut o grămadă de vizori, băieți. Și am zis că l-a făcut pe serverul WWE. Am zis că a făcut 965 de abonați. Era pe WhatsApp atunci, băieți. Și venea în fiecare dată, venea câte un payday. Nu payday. Dădea ăștia cu ce admini, dădea de ăsta cum se cheamă. La fiecare ce point, te duceai de prea acolo și îți picea ceva bani acolo. Ca la... Și ce zic? Ca un fel de... Cum să vă explic eu? Ca un fel de asta cu dracuții. Aici a fost pe România Roleplay. Mă amintesc când am făcut unii două fire. Adică te-au omorât fără ce motiv din mașină. Am fost pe WhatsApp, n-am avut ce frate. Dar e că nu s-a respectat asta, cum să vă spun eu. Nu s-a respectat regulamentul. Hai să mai ciurim vorba și să intru înapoi pe server. Nu uitați, v-am spus cu like. Nu uitați, abonați-vă la canal dacă vă place. Hai să facem și noi acolo o grămadă de like-uri pe ții, dacă vă place. Hai să fac și eu să fiu și eu la nivel. Băi, băieți, a fost atunci când a fost pe Doom. Adevărul că se face și roleplay pe underground. Nu știu dacă se face underground. Cred că nu. Sau... Cred că s-a schimbat foarte multe. Are o grămadă de timp când s-a creat 5M-ul. Când s-a creat 5M-ul, copiii ăștia mici s-a gândit să-și facă și un server de 5M-ul să fie, cum să vă spun eu, ca să mă credeți. S-a făcut un... Dita... Băi, da, fii atent. Tu ca mafiot, băi, ce faci, frate? Tu ca mafiot. Sau ceva. Tu ai voie să... Nu, n-ai voie să jefuiești. Dacă adminul nu știe sau ceva de ăsta, eu am avut o înregistrare. I-a arătat și un fondator și el doar a fix în bașcă. Eu dacă aveam server, dacă unul jefuia, unul dacă l-a făcut motiv pe... Adică cum a fi mafiotul, mafia d'est, dacă l-a mergi, un medic, face motiv așa, ei riscă cu avertizare, merita infection, băieții. Știi de ce? Că tu n-ai voie viața ta să jefuiști, să jefuiești sau chestia asta să... Asta cum să vă spun. N-ai voie. Ia să vedem cum se aude beții pe motorul lui ăsta. Nu se aude. Cum spre, bă, frate, dacă vrei să facem un roleplay calitativ, și ce vreau să vă cer eu, fii atent, ca să fiu explicit. Eu dacă scriam numele vostru pe notițe, scriam admin primește cu tare, ăla primește cu tare, ăla primește grad polițist, ăla alții primește grad cu tare. Hai să zicem așa general. Dacă voi respectați serverul, poate într-o zi cumpărăm și un host acolo, frumos acolo, și ne bucurăm și noi de 32 de sloturi. E aproape, este ora 9, pe ții.
A fost atunci aici pe serverul acu un an. A fost pe alta primirea roleplay. A fost atunci. Dar frate, și ce nu mi-a plăcut mie la OneTap? Că motivul că se facea fair roleplay. Și la fost motiv mafia lua asta cu dacă ce medicii. Și n-are voie să ia medicii fără ce motiv. N-are voie. Nu are voie că așa e regulamentul. Ce nu înțelege unii băieți care nu știe regulamentul? Bă, frate, citiți frăților, citiți regulamentul că e necesar, frate. E necesar, frate. Ce vă e greu să citiți un regulament cap la coadă? Dar hai să fiu explicit. Pe Zoom România Roleplay. Mă amintesc când am fost pe Zoom. Ce crezi că am pățit eu? Am apăsat pe F2. Am venit toată. Într-o zi eram, cum să o spun eu, cam toată. Eram polițiști. Și băiatul ăla mi-a spus: vezi că ți-a crescut acela tot. Dar nu trebuia să... E divina și infondatorul, frate. Că pune pe F2, frate. Nu o să fie atât. Apeși pe capa, te duci la poliție. Trebuie să te duci la poliție dacă ăla ți-a crescut. Nu mai poți mai suni niciodată. Decât să-ți dea ei căscuța înapoi. Și să compreze poliția cu mafia. Să zic că frate, deci pe 10.000, dacă nu 50.000, adică 50.000 acolo. Adică 50.000, adică pentru un static. Ăla, dacă nu cumva nu dați dacă nu dați banii, vă omoară ostaticul și gata. Ăsta e roleplay. Dacă dă, cum să vă spun eu, la unii copii sunt complet de busurați. Bă, copii mici, dacă ați v-a făcut un server de 5B, eu recomand să nu mai deschideți niciodată, știi de ce? Că motivul că în primul rând sunt mai copii de ăștia care tot timpul uită să dați mie acolo gradele. Nu uitați, băieți, să lăsați acolo comentarii dacă vă place și nu uitați să lăsați acolo un like. Ai acolo 50 de like-uri. La 50 de like-uri facem și noi acolo. Facem un server de 5B la deschid la eu rămân pe el, beci, eu singur el. Beci, cu atât acest episod, eu am fost oameni și ne vedem de beci. Pa, pa.